Cam asta e. Da, din nou direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Cât mai avem? 20 de minute. 25 de minute, e bun. Cam liniște, s-a discutat în pauza de publicitate vis-a-vis de salarii. E o situație tristă, trebuie să o spunem la ora actuală, sau cel puțin așa o percepem noi. Pe bună dreptate, cum spuneai, practic ne-am transformat într-un stat în care totul e angajat la stat, nu? Toți visează să ajungă angajat la stat. O, da, păi, dar la stat, gata, s-a rezolvat problema, adică... Ești fericit, e nivelul maxim de fericire, deocamdată. Da. Propun să ne întoarcem totuși la un subiect important, și anume cel al ședinței Consiliului Local de miercuri, care a fost principalul punct dezbătut pe ordinea de zi. Deci acum cu lei. Care crezi tu că a fost? De exemplu, un punct care... Nu, acolo nu a fost așa, dar l-am abordat azi în ziar, și pentru că mi se pare crunt ce s-a întâmplat acolo. Acel caz al retragerea atestatului administrator la o asociație din Suceava. Un administrator care, în urma unui control făcut de cei de la primărie, doar pe un an de zile, deci să reținem, la o asociație de 200 de oameni, i-a țepuit pe oameni aia de vreo 300 și ceva de milioane, într-un an de zile. Într-un singur an de zile, la 200 de oameni. Deci, mie mi se pare, de ce asta zic. Metoda suvei ca accidentul... Le umfla efectiv costurile la cheltuielile lunare. Cât venea apa, 50 de lei factura. Dă-i tu 100, că e mai bine. La curent. Că la 100 e mult. Dă-i cu ăla de pe scară, care luminează. Le umfla la lucrat vreo 20 de ori, nu odată. Da. Într-adevăr, oamenii aia când s-au dus, au sezizat la primărie, domnule, ceva nu e în regulă, plătim mult prea mult față de alții. Na, mai stau și alții cu... Cunoștințele noastre la scara, dreapta, acolo, da. Nu plătesc atâta. Și de acolo până că s-au sesizat ei și au zis, domnule, ceva nu e în regulă. Bun, și a durat 3 luni, a durat controlul primăriei. Deci nu credem că se face peste noapte un control de asta, pentru că au avut de verificat o grămadă de facturi încrucișate, au luat furnizorii, domnule, tu ce facturi ai dat la de atâta, de 50 de lei? Ei, a trecut în contabilitate de 250 de lei. Și atunci, de așa au umflat toate. Toate erau făcute... Și erau, da. Bine, acum trebuie să spunem că, zic, culpa era comună și cu cei din conducere. Nu avea cum să un singur om toată învârteala. Nu? Nu prea. Oricum, e capitolul unei reguli grave. Locatari furați de zeci de mii de lei pe an, pe lista de plată pentru asociație. Un articol marca Romega Cosmin. Îl găsiți în pagina a doua a cotidianului Monitorul de Suceava de astăzi, unde veți afla și care sunt primele măsuri luate de primăria Suceava. Din Crainoul de astăzi aflăm că prefectura face toate eforturile ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții adecvate. Subprefectul de Suceava, Silvia Boleacu, a declarat acest lucru la întâlnirea cu directorii de școli din județ. Tot din Crainou aflăm că drumul Câmpul Moldovenesc-Rarău-Chiril va fi închis pe perioada iernii, dar și că Foresta încearcă să-și aducă aminte cum este să câștigi. Avem nou antrenor, Florentin Petre, fost jucător la Dinamo. Băi, e un simpatic, mie îmi place extraordinar de mult omul ăsta. A avut și extraordinar de multe momente grele în viață, dar mă atrage felul în care știe să zâmbească. Adică e un tip pozitiv și dacă va reuși să dovedească că e și antrenor, da. Ceea ce îmi doresc din tot sufletul, va fi un lucru câștigat. Nu atât cât de fotbalul din Suceava, dar va fi câștigat pentru fotbalul românesc. Magda, care e fotbalul din Suceava? Băi, să râzi. Da, avem. A, da? Da. E decât cu vreo doi jucători din insule Guinea-Bissau, senegalez, ce mai fac acolo? Internațional asta ceva? Da. Nu, Folestra. Da, eu nu mă pricep, am întrebat, nu știu, n-am auzit. Ceva știai tu, dacă m-ai luat cu de-asta? Care e fotbal de Suceava? Care e fotbal? N-am întrebat, nu... Mă gândeam că...
Nu știu, o să câștige și ei într-o zi. O să? Da, da. O să. Vom face, vom drege, vom câștiga, nu? Cu din astea. Da. Mai, uite, una foarte tare și chiar vreau să vă aud. Fostul nostru coleg de aici, de la televiziune, Bogdan Gheorghiu, deputatul PNL Bogdan Gheorghiu, va propune un proiect de lege pentru renunțarea la ora de vară iarnă. De ce? De ce? Băi, să știi, uite, prima oară când a apărut informația asta, știi, stai un pic, te gândești, mă, stai, dar care-i faza? Păi sunt atâtea lucruri importante în țara asta, no, tu te ții de... Nu, no, eu o să aș fi de acord, dar să renunțe numai la ora de vară. La asta de iarnă să rămâne, să putem dormi mai mult, să ne odihnim mai bine. Și așa dormim de 27 de ani, dormim toți. Nu ne luați și chestia asta de a dormi măcar fizic. La ora de vară eu vreau să renunț, că să dea ceasurile înainte, trebuie să te scoli mai devreme, da. E complicat. Dar iarna, lasă-mă să dorm mai mult. Înțelegi? Așa dorm 6 ore în fiecare noapte și sunt vai de cap meu, fac foarte multe chestii într-o singură Cosmin? Zi. Eu aș vrea la aia de vară, da, dar la aia de iarnă nu. Parțial sunt de acord. Oricum, perioada asta mă strânge spate când văd că plec noaptea de acasă și mă întorc noaptea. Eu nu mai știu cum arată casa mea pe timp de zi sau grădina. Sau mă duc, dă-le idei! Mă duc noaptea cu câte o lanternă prin grădină și mă uit. Bă, uite, are pomul ăsta mare, ești fructe mare. Deci, parlamentarul suceven arată că studiile efectuate de specialiști pe această temă au demonstrat că schimbarea orei poate duce la tulburarea ceasului biologic. Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, intenționează să promoveze astfel un proiect de lege pentru renunțarea la schimbarea orei de vară-iarnă. În argumentarea inițiativei sale, Bogdan Gheorghiu susține că schimbarea orei provoacă probleme de sănătate și afectează economia. Gheorghiu a precizat că această propunere a fost discutată deja într-o ședință a Biroului Permanent Județean al PNL și are atât susținerea organizației cât și a liderului liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur. Deja gata, e împotrivă PSD-ul. Dacă e chestia asta, ha, cine a zis Flutur? Da, nu-i bun, o dăm la o parte. Mă, apropo de schimbarea asta pe oră, vară, iar. Vă spun sincer, dacă mă întreba minit cineva, sau chiar Bogdan Gheorghiu, băi, ce zici de chestia asta? Zicea, băi, bă, de ceva serios, mă, de bun. Da, ora. Adică asta e. Și după aia văd o știre. Pe Flux. Da. Dom'le, știi cum a trecut chestia asta în Polonia? Pe sistem turbo. Deci, pe aceeași chestie, că schimbarea asta de oră iarnă, da, cel puțin la... practic... se făcea schimbarea asta ca să încurajeze o singură ramură a economiei, și anume cea a construcțiilor. Ca să aibă lumină, să nu știu ce. În rest, toate celelalte, sănătate, educație, toate au de suferit pe schimbarea asta. Ora aia care, până se reglează organismul, durează vreo două săptămâni. Nu, ni se pare că e, da. Vreo două săptămâni durează. Pe toate celelalte segmente de economie se înregistrează un mic regres. În Polonia a trecut legea asta pe turbo. Adică a fost așa, votată la două mâini, toate partidele. De ce? Argumentația aceeași, da? Că se întâmplă, că economia, că nu știu ce. Oamenii au înțeles, da, ok, dăm drumul. Bun. Și sar peste faza asta cu ora de iarnă. Că mai stă câte un tren, câte o oră pe nu știu unde. Bine, astea sunt niște povești, că la noi oricum trenurile întârzie mii, zeci de mii de ore. Adică, chiar nu e. Ma, asta e. Dormi, stai o oră în gara. Să știi că în Polonia se prețuiește și ora aia care stai în gara. Bă, știi ce? Hai, sărim peste varianta. În Japonia oprește trenul pentru un singur elev care merge la școală. Undeva la dracu' în praznic. Este unul singur care merge la școală și un singur călător are. Și pentru ăla merge și îl ia și îl duce la școală. Ca să vezi respect față de ființa umană. Da, dar în Japonia, din ce am auzit, că n-am studiat, dar mi-a spus cineva acum de curând mi-a spus, domnule, în Japonia, repartizarea la școală se face computerizat. Deci tu pui copilul, da, e de aici. Și spune, da, tu mergi la școala asta. De ce? Ca să fie cea mai apropiat, dacă se poate să mergi pe jos. Da, da, da. Școala nu are femeie de servici. Să-l învețe să fie disciplinat, să facă și curat după el, da? Că nu e absolut nicio problemă prin rotație să ajunge la chestia asta. Fără paznici, că... Da.
disciplină, disciplină, disciplină. Paznici, pentru la că noi, știu karate. La noi, pe tabe, normal. Pentru că toți știu karate. N-am nevoie de paznici. Băi, da, eu știu karate. Eu dau cu Brando, înțelegi? Dau și cu capul. Da, dar ei toți știu karate, știi? Toți știu. E complicat în Japonia, da. Complicat în Japonia. Păi, cum să spun, când îți vin chestiunile astea, cam e o... nu? Este la noi... Domnule, școala cea mai dăfiță, unde? Acolo, toți sunt acolo. Apropo de asta, ți spuneai cu făcutul curățenie în școală, am mers când erau campaniile să ducă copiii, să facă și curat afară, și tot timpul vedeam unii care stăteau și uitau așa în jur și... Domnule, venea învățătoarea, domnule, ia și tu o mănușă, pun, nu? Eu nu pun mâna, mama mi-a zis să nu pun mâna, să fac nimic de genul ăsta. Și așa m-ați adus aici, contra voinței mele. Și așa erau învățați de acasă, ei nu cumva să facă, să pună mâna ceva, că ce are zgunoaie, dar nu-i treaba mea să fie, să le ridic. Nicio problemă. Da, dar când arunca pe jos avea voie, asta avea voie. Domnule, da, are voie, fără nicio problemă. Dar eu sper să intre și ziua aia, în care momentul în care ai aruncat pe jos, a mai fost într-o anumită perioadă, hap și amenda, chitanțierul, cât? Atât. Păi ăla care strânge pe acolo, care face, trebuie să fie recompensat. Bun, discutăm de voluntari. Da, îi recompensăm cu un suc, cu o chestie, cu o pizza, după. Da. Tu stai, că ți-a zis mama, n-ai voie să pui mâna pe nimic, nicio problemă. Tu plătești, că ți-a zis mama să... Total de acord cu ceea ce spui tu, în condițiile în care eu încalc legea și în condițiile în care încalc chiar legea morală, domnule, să nu fii curat, n-ar un pilot bun, să vină stat, chitanțierul. Dar pe de altă parte, vreau să vin și eu cu chitanțierul la stat, când văd o groapă în asfalt, când nu am drumuri, când n-am aia, când n-am aia altă, când n-am căldură în școală, când am câini pe drum, când am mizerie peste tot. Vreau să vin și eu cu chitanțierul. Alo, statul, nenea, ia dă-mi tu mie înapoi și ți-am plătit eu luna. Dom'le, de acord, dar dintr-un capăt trebuie să o pornim. Să fim în ambele direcții. Da, dar dintr-un capăt trebuie să o pornim. Și așa relația ta cu statul este una inegală. Din toate punctele de vedere. Statul, dacă are datorii la tine, te execută ca cu luneta, cu nu, raza lasă. Statul, dacă are datorii la tine? Dacă ai datorii la asta, executat cu luneta, cu sabia laser, îți ia glanda, înțelegi? Iar el, dacă are la tine, îți dăm în câțiva ani eșalonat până când nu mai reprezintă nimic. Vezi taxa auto, vezi... Apropo de taxa auto și de soluțiile găsite de minunații noștri decidenți, ce îți spunea băiatul acum câteva luni când s-a scos taxa auto? Ce îți spunea băiatul? Că nu știu ce, că nu știu cum? Da. Îți spunea băiatul că se va băga altă taxă? Că se va băga taxă de intrare în oraș? Uite ce face Găbița Firea de la București, vrea băgată taxă de 10 lei, 20 de lei pentru tranzitul Bucureștiului. A, ce spuneam eu? Că ai spus tu că e imposibil. Este posibil. Nu, e imposibil pe infrastructura actuală. Este posibil. La încasat bani este posibil orice. Este posibil orice la încasat bani. O să umblești, avem mașină de Suceava. Stai! Stai! Dă bani! Iar acum, domnii ăștia... Tu sigur ai venit în vizită. Domnii ăștia, ce ți-au făcut? Te-au lăsat să aduci tot felul de tigăi din Germania, înțelegi? Și din America, da? Tot felul de tigăi, de care vreți, băieți, de toate cadavrele. A trebuit externalizat profitul. Toate cumva, cadavrele. Nu? Și acum, după ce le-ați adus și le-ați băgat în țară, am închis. Ia păstați că nu mai aveți voie să le folosiți. Nu, vă băgăm taxă din nou, ia plătiți. După ce le-ați luat, așa ia a plătiți. Fost calculul. Așa a fost calculul. Atât de simplu. Ce ți-am spus eu, cârmuirea țării în condițiile astea înseamnă japcă la buzunar. E atât de simplu. Trebuie de ținut minte acest termen, cârmuirea zilei, cârmuțării. Cârmuirea populației. Ce vă face vă? Înțelegi? Ce vă face vă? Vă cârmuiește, mă. E simplu. Da? Da. Deci cam asta e fenomenul, Max. Cam asta e fenomenul. Este japcă pe față. Japcă la impozit, japcă la 2% taxă de solidaritate. Ah, ți-am zis ăștia scot atâtea pe oră, încât nu mai știi de care să te iei. Japcă. Am uitat de Split TV. Tu ca angajator, ca patron, ca om de afaceri, ești terminat ca bateria. Singura ta șansă este vorba lui Cosmin să te angajezi la stat, unde totul e bine și frumos și călduț și ai salariu mare, te doare fix la bască și nu faci nimic, dacă se poate. Uneori faci, alteori nu. Da. Dar și acolo te sunt, și acolo. Sunt oameni care lucrează, n-au sunt, cum să sunt, nu, hai, sunt, să nu sunt care lucrează, să nu fim. Sunt care lucrează pentru că nici acolo nu e chiar simplu. Uh-huh. Nu e
cum se spune că stai pe scaun, nu faci nimic. Sunt cazuri, sunt foarte multe situații în care se lucrează. Da. Și ai responsabilitate. Dar sau ești, te angajezi la stat, sau, frate, închizi toată șandramama pe care o ai și îți vezi de drum. E foarte simplu. E foarte simplu. Eu m-am săturat, ți-am spus, ca toți să gândească doar la angajat, frate. Deci în țara asta sunt și angajatori care creează locuri de muncă, care susțin niște locuri de muncă, care dau de mâncare la niște oameni, iar pe ăștia îi calci în picioare și îi pui să plătească tot. Toate prostiile pe care le fac alții. Deci îmi pare rău, cam despre asta e vorba. Eu ți-am spus, pentru mine este total inexplicabil cum am să mă descurc de la anul în condițiile în care mi îmi crește salariul minim la 20 de milioane aproape, în condițiile în care mai îmi bagă o taxă 2, 3, 4, 5, în condițiile în care o să-mi bage taxe din nou pe mașini, pe alte minuni, o să văd. Deci îmi va fi foarte greu. Iar vorba ta, voi fi nevoit să iau măsuri. O să văd de care... 60, 90, da, 60. Da, o să văd de care și asta e situația. E o chestie destul de complicată. Mie îmi pare rău și regret foarte mult că atunci când se ia o decizie referitor la bani, referitor la schimbări de astea majore, nu se fac calculi corecte și nu se gândește... Nu se consultă, în primul rând, ce e afectat. Ce e afectat. Deci nu, știi care e lucru? În momentul de față îmi doresc maxim un lucru. Să ajungă totuși la conducerea țării cineva care a lucrat și în mediul privat, nu doar la stat. Deci blestemul nostru este că... Da, sau lucrat în mediul privat corect, nu lucrat în mediul privat cu afaceri cu statul. Păi nu. Deci unul care a fost într-o... a dezvoltat o afacere care... Da. Să se fi confruntat cu realitatea. Realitatea, dar nu cu povești de-astea, cu măriri din pix. Bă, mi s-a să vă cresc salariul cu nu știu cât, mai pun încă o creștere 25%, adică de unde? Cum? Da, eu mă pregătesc, eu din ceva zile citesc cărți de horticultură și mă specializez în cultivarea tot felul de plante și de pomi fructiferi pentru că vreau să ajung ministru. Foarte rentabil cannabisul, e foarte rentabil. Băi, vezi că n-ai voie, blurați, băgați de-asta, ce cu domnul Cosmin, vă rog frumos să vă retrageți cuvintele. Eu știu că dumneavoastră, că tocmai vroiam să vă propun pentru laborator de practicare a horticulturii, că aveți 2 meri, 3 peri și nu știu ce, și dumneavoastră dați cu de-alea. Da, sau cânepa, am înțeles că nu, cânepa, nu. Cânepa e foarte bun. Am greșit eu. De această emisiune se apropie de final. Nici o notă a elevilor nu va mai fi anunțată public. Tezele la BAC vor fi scanate, corectate pe calculator de profesori aleși aleatori din toată țara. Astea sunt schimbări în sistemul de educație. Bă, fraților, devenim paranoi. Da. Adică, domne, înțeleg pentru niște chestii, dar... Ascultați, noaptea minții, părerea mea, nicio notă nu va mai fi anunțată public. Adică alea care dădeai cu nota 2, nota 1, când calul a intrat în pădure, tăgădâm, da. Cum mi-a arătat... Cu cât ai picat la BAC? Cu 2,50 tocelarule? Da? Deci tezele la BAC vor fi scanate, corectate pe calculator de profesori aleși aleatori din toată țara. Paranoia. Asta. Deci nu, bun, pe bune. Da. Cum se afișează? Sau nu se afișează? Cum spune? Bă, Ionescu, 4,50. Afară. Tu, 2,20. Nu se face un tabel, nu se pune la școală? Se ducă să vadă lumea? Pe internet o să și nu-i public. Pe internet, dar nu o să fie public. Nu știu, noaptea minții. Dar cum o să fie? Deci, parolă. Cu CNP-ul, intri cu CNP-ul. Te loghezi frumușel. Oricum. De la ciclul manualelor alternative, a manualelor de sport, a manualelor de geografie în care ai istorie, cărțile da? Vechi cu Germania Federală și Germania Democrată. Deci de la când mai vin niște unii care fură sărăcuții curent, după cum spune obiectivul de astăzi, cu corectări de astea în spațiu eventual, ca să nu poată fi trans nimeni la răspundere,
Domnul ministru a spus că niciun auxiliar mic, sunt niște tâmpenii, sunt niște porcării. Bun, și acum au aprobat 3000 ceva de auxiliari. Da? Da, dar ce spunem, mâine facem, poi mâine, deci sunt niște chestii care îți bat cap în cap. Total. În fine. Din perioada în care Poliția Suceava avea chiar conducător, mă gândesc la perioada în care aici la Poliția Suceava a fost domnul Neculae Cheptănaru, a trecut însă multă vreme de atunci, iar în momentul de față constat cu tristețe că în Poliția Suceava e o debandadă totală, fără șef, fără conducător, normal că așa se întâmplă lucrurile. Iar acest lucru îmi dau seama acum încă o dată cam ce valoare a fost Neculae Cheptănaru. De miercuri vorbim la trecut de domnia sa, fostul șef al Poliției Sucevene, generalul major Neculae Cheptănaru, a încertat miercuri din viață, Dumnezeu să-l odihnească. A fost, îndrăznesc eu să spun, ca om care nu am făcut parte din această structură niciodată, dar a fost unul dintre oamenii care a stabilizat, a dat o notă de credibilitate acestei instituții. Cu alte cuvinte, un profesionist, drept pentru care îi păstrăm respectul cuvenit. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori și mai ales stimate regie, să mai aglomerați ca niciodată. Ce faceți, mă, fetelor, acolo? Vă mulțumim pentru participare. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea cu care ne-ați urmărit până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Ce-am dărâmat? Weekend plăcut tuturor!